Din 7 ianuarie, timp de o săptămână, are loc recensământul populației și al locuințelor pe tot cuprinsul țării. Numărul de locuitori era de 23 de milioane, din care 89,5% români, 7,1% maghiari, 1,8% rom, germanii, ucraineni, rușii, turcii, sârbii, tătarii și slovacii, având fiecare sub 0,5%. În Olanda se semnează pe 7 februarie tratatul de la Maastricht, care reprezintă actul de constituire a Uniunii Europene. El va intra în vigoare un an mai târziu, la 1 noiembrie 1993. În 9 și 23 februarie au loc cele două tururi de scrutin ale alegerilor locale. Ultimele alegeri locale libere avuseseră loc în 1937. Frontul Salvării Naționale a obținut 33,6% din voturile exprimate, iar Convenția Democratică 24,3%. Deși FSN a obținut o victorie la nivel național, având primari în 15 municipii reședință de județ față de 10 ai Convenției Democrate, Bucureștiul a fost câștigat de CDR. Crin Halaicu a câștigat primăria capitalei în fața lui Casimir Ionescu. La începutul lunii martie, separatiștii transnistreni deschid focul asupra comisariatului de poliție Dubăsari și a Ostatici. Liderul separatiștilor, Igor Smirnov, instituie starea excepțională. În următoarele luni se duc lupte între moldoveni și separatiști în sprijinul celor din urmă intervenind armata a 14-a Federației Ruse, care ocupase toate orașele Transnistriei. La 21 iulie 1992, Mircea Snegur și Boris Yeltsin semnează la Moscova Convenția de încetare a focului. Conflictul a făcut peste 1000 de victime, 130 de persoane fiind strămutate. În 7 martie, sicriul cu rămășițele pământești ale lui Nicolae Titulescu este adus în țară și depus în holul Ministerului de Externe. Fost ministru de externe și președinte al Ligii Națiunilor, Titulescu a fost exilat de Carol al II-lea în 1939. A încetat din viață la Cannes în 1941. Osemintele sale au fost reînhumate în 14 martie în curtea Bisericii Sfântul Nicolae din Șcheii Brașovului, conform dorinței sale. În 4 aprilie, Asociația Ziariștilor din România își exprimă dezacordul față de adoptarea unei legi a presei și cere demiterea lui Virgil Măgureanu din funcția de director al Serviciului Român de Informații. Tinerama și România Liberă publicaseră documente conform cărora Măgureanu ar fi lucrat în Departamentul Securității Statului. Biroul de presă al SRI precizează însă că acesta ar fi lucrat doar ca stagiar timp de 7 luni. În 25 aprilie, fostul suveran al României, regele Mihai I, vizitează pentru prima oară țara după 1948. Familia regală face primul popas la Putna, unde participă la slujba de înviere. Pe 26 aprilie este întâmpinat la București cu pâine, sare și ouă roșii. Mii de bucureșteni salută familia regală. Am ajuns aici la București de la Putna după 45 de ani de privilegie. Pe 2 iulie are loc la Putna canonizarea voievodului Ștefan cel Mare. Fiul al domnului Bogdan al II-lea și al Mariei Olta, Ștefan l-a înfrânt în 1457 pe Petru Aron, ucigașul tatălui său, și a fost uns domn al Moldovei. Domnia a fost marcată de numeroase lupte, în special cu turcii care deveniseră o amenințare pentru Europa și creștinism. A ctitorit peste 40 de biserici și mănăstiri. Ștefan cel Mare s-a stins din viață pe 2 iulie 1504, fiind înmormântat la mănăstirea Putna, prima mănăstire înălțată de voievod. În 27 septembrie au loc alegeri parlamentare și prezidențiale. Pentru funcția de președinte candidează Ion Iliescu din partea FDSN, Emil Constantinescu din partea CDR, Gheorghe Funar, Partidul Unității Naționale din România, Mircea Druc, Mișcarea Ecologistă, Ioan Mânzatu, Partidul Republican și Caius Traian Dragomir, Independent. În al doilea tur, Ion Iliescu câștigă în fața lui Emil Constantinescu cu 61,4% din voturi. Alegerile parlamentare sunt câștigate de FDSN, urmat de Convenția Democrată și FSN.